Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Pentru că am fost întrebată de mai multe persoane cam care ar fi avantajele și dezavantajele folosirii straturilor înălțate în grădină, m-am gândit să fac acest videoclip. Ei bine, o să încep cu avantajele și anume faptul că există un drenaj mai bun al solului dacă folosim straturile înălțate. Asta înseamnă că se împiedică acumularea excesivă în sol și se previne astfel îmbolnăvirea plantelor, pentru că multe plante se îmbolnăvesc din cauza faptului că există prea multă umiditate la rădăcini și acest lucru favorizează apariția bolilor fungice, mai ales. Ei bine, folosirea acestor straturi înălțate împiedică acumularea excesivă a apei la rădăcina plantelor. Un al doilea avantaj ar fi acela al îmbunătățirii solului în straturi înălțate, în sensul că se adaugă de fiecare dată, an de an, diverse materii organice care pot contribui la îmbunătățirea solului. Stratul înălțat se încălzește mai repede față de nivelul solului. Asta datorită materiei organice care există acolo și care contribuie la încălzirea suprafeței de plantare. Acest lucru favorizează, spre exemplu, plantarea plantelor mai în siguranță, mai ales dacă se folosesc și acele arcade cu folia grill, se pot crea mini tuneluri în mult mai ușor față de sol, spre exemplu. Mini tuneluri acoperite cu folia grill, constituind un microclimat benefic pentru plante, bineînțeles, dacă există și timpul necesar și am mai spus acest lucru, condiția fizică, pentru că există un oarecare efort de acoperire, descoperire și tot așa. Dar este un avantaj, pentru că acele cadre, acele straturi înălțate, ne permite foarte ușor să facem mini-tunelurile. Mai mult decât atât, un al treilea avantaj ar fi un control mai bun al buruienilor, pentru că în momentul în care ele cresc, se scot din rădăcină și se pun la fața locului, acest lucru constituind un mulci care va împiedica celelalte buruieni să crească și va menține cumva și umiditatea în sol. Dacă stratul nu este foarte ridicat de sol, pentru că există straturi înălțate cu cu o materie organică mai mare, mai groasă și straturi înălțate, cum avem noi în grădină, cu materie organică adăugată treptat, nu totul deodată, astfel încât să nu ne ridicăm foarte mult de la nivelul solului. De ce spun acest lucru? Și acum intru în categoria dezavantajele folosirii straturilor înălțate. Pentru că dacă noi folosim un strat înălțat la mai mult de 30 de centimetri față de sol, se usucă mult mai ușor față de un strat înălțat la, să zicem, 10 centimetri față de sol. Într-o zonă secetoasă, cum este a noastră, nu este de dorit un strat înălțat cu o materie organică adăugată mai mult de, să zicem, 30 de centimetri. De ce? Pentru că se usucă foarte repede și e nevoie de mai multă apă. Și atunci și straturile acestea înălțate, eu am mai vorbit despre ele, sunt de mai multe categorii, nu le putem încadra pe toate în aceeași categorie. Sunt straturi înălțate cu masă vegetală, mulci, paie, compost, ce mai folosim noi, la o grosime, să zicem, de 10 cm față de sol, 10-15 cm față de sol, și există straturi înălțate cu mai multă materie organică, care cu
cumva se usucă mult mai rapid, potrivite și acelea, dar în zone unde există mai multe precipitații. De asemenea, mai există și straturi înălțate la, eu știu, un jumătate de metru, chiar și un metru, sunt astfel de straturi înălțate, potrivite în zone în care există precipitații mai multe și potrivite pentru persoane, spre exemplu, care nu au posibilitatea să se aplece mai în vârstă, care e bine să stea în picioare și să lucreze în acele straturi ridicate, înălțate, pline cu pământ, cu compost, cu paie în amestec, astfel încât să se creeze un sol în acele recipiente, eu așa le numesc, în care să planteze fiecare în parte. Există și avantaje și dezavantaje. Avantaje că e mult mai simplu să lucrezi din picioare și mult mai plăcut ochiului, dar și dezavantaje că, așa cum am spus, se usucă foarte, foarte repede acele straturi ridicate, înălțate și e nevoie să se adauge de fiecare dată materie organică, pământ, pentru că în timp toată masa aia se lasă și se deranjează rădăcinile plantelor. Un astfel de strat ridicat, să zic, la un metru sau jumătate de metru, nu e zis că trebuie umplut doar cu pământ, pământ, compost, paie, gunoi și ce mai avem. Se poate umple o mare parte, să zicem, un 3 sferturi din el, doar cu trunchi de copaci care sunt în curs de descompunere, crăci, când facem curățenie prin grădină, le putem pune în astfel de straturi ridicate. Deci, un 3 sferturi putem să umplem cu crengi care ne rămân nouă când facem curățenie primăvara sau toamna, cu lemn care la fel ne rămâne când facem focul și mai avem câteva buturuci și le putem folosi și pe alea, sau știu eu, alte materii lemnoase, e bine, putem să umplem cu astfel de, ca să umplem masa aia mare, spațiul acesta. Și restul cu pământ, cu compost, cu paie și am creat deja un spațiu în care noi putem să ne ducem și să semănăm toate cele necesare. Dar trebuie să ținem cont că acela se va lăsa în timp. Așadar trebuie adăugat continuu compost, paie și tot așa. Mai există și un alt dezavantaj dacă ne hotărâm să folosim astfel de straturi înălțate la un minim de jumătate de metru, acela al șoarecilor. Nu ne-am confruntat cu acest lucru, dar din câte am înțeles, se poate întâmpla ca într-un astfel de strat ridicat foarte, foarte înalt să ne pricopsim și cu rozătoare. Noi folosim straturi înălțate la foarte mică înălțime față de sol, pentru că trăim într-o zonă secetoasă și pentru că nu avem apă suficientă ca să putem să udăm zi de zi. Pentru că dacă nu există precipitații, dacă nu trăim într-o astfel de zonă cu precipitații mai multe, atunci, da, e o problemă și nu putem să folosim straturi foarte, foarte ridicate față de sol. Cum adăugăm noi resturile, v-am spus, treptat, nu totul deodată, adică creăm mulciul în strat subțire, la o distanță, să zic, de o săptămână, două mai adăugăm, în funcție și de masa pe care o avem, de ce avem la dispoziție. În general folosim buruienile care cresc la fața locului, le jumulim și le punem la fața locului. Chiar dacă sunt verzi, ele se vor usca la fața locului. Dacă venim cu un strat verde nu foarte gros, atunci nu este nicio problemă. Dacă venim cu un strat verde gros, atunci e posibil să mucegăiască și atunci nu e de dorit pentru plantele noastre.
Cam astea sunt avantajele și dezavantajele, dragilor. De-a lungul timpului am folosit cam toate straturile posibile și cele mai mici, cum le avem acum în grădină, și cele mai înalte, dar neavând noi scândură să ridicăm straturi mai înalte, cu o lățime mai mare, ei bine, pot să vă spun ce am folosit noi de-a lungul timpului ca și strat mai înălțat. Am folosit sertare, au fost numai bune, le-am pus câte un sac în interior, găurit, bineînțeles, pentru că trebuie să, ca apa să aibă unde să se scurgă, apa în exces, și așa am folosit straturi înălțate, mobilă, pur și simplu, mobilă care nu mai îmi trebuia. De asemenea, am folosit și frigidere, ce mi-a rămas, reciclate, la fel. Jos, evident, trebuie să aibă spațiu ca să se scurgă excesul, și am folosit lucruri reciclate, neavând noi materiale cu care să construim astfel de straturi ridicate. Deci se poate și improviza dacă nu sunt suficiente finanțe ca să se investească în straturi. Cam atât, dragilor. Cred că am explicat clar și pe înțelesul tuturor cam care sunt straturile și care sunt avantajele și dezavantajele. Bineînțeles că o să revin cu alte videoclipuri la cerere, pentru că sunt câteva comentarii care mai multe persoane au pus aceleași probleme și o să încerc să fac un videoclip pentru toate persoanele interesate pe acel subiect. Cam atât. Mulțumesc mult pentru atenție. Toate cele bune vă doresc. La revedere!